Considerat unul dintre cei mai buni jucători ai campioanei în acest sezon, Valeri Găgăman, capitanul campioanei Astra Giurgiu, și-a luat la revedere de la colegii săi și s-a transferat în Turcia. Găgăman a semnat în această dimineață cu formația Karabükspor, nou promovat în prima ligă turcă, unde va avea un salariu de 600.000 de euro pe an. Fundașul central va primi 200.000 de euro la semnătură, precum și 40.000 de euro lunar. Valeri Găgăman a jucat la Astra în ultimii 5 ani și va merge la campionatul european din Franța alături de echipa națională a României. Din păcate, Valeri nu va rămâne la Astra pentru tururile preliminare din Champions League, așa cum sperau oficialii clubului giurgiuvean.